Bună seara, bine v-am regăsit, dragi prieteni, Agricultura la Raport. Începem o nouă săptămână. Discutăm astăzi nu despre pâinea noastră, cea de toate zilele, discutăm despre un alt produs, da, pe care am putea să îl cerem așa și în rugăciuni Bunului Dumnezeu, și anume despre mierea noastră, cea de toate zilele. Se spune despre miere că a fost prima substanță folosită, dulce, folosită de om, fiind prețuită în special de preoți în cadrul diverselor ritualuri. Există suficiente mărturii că în civilizațiile antice mierea era folosită, printre altele, la prepararea unei băuturi, asta nu pot să spun, alcoolice. Acum am spus-o că citesc de pe Wikipedia, așa că n-am nicio responsabilitate, la care se adaugă polen și alte levuri, adică drojdii, nu, din faguri. Însă cele mai vechi documente referitoare la miere sunt două fragmente scrise în limba sumeriană. Acum, noi nu o să încercăm în această seară să facem povestea mierii de la un capăt la altul al istoriei, însă vom încerca să facem o fotografie a momentului, să vă arătăm cam ce se întâmplă în materie de producție miere de albine în România în momentul de față și cum putem, nu-i așa, pentru că e foarte important, să și dăm o ștanță a calității acestei mieri. Se spune că suntem în stare, noi, România, având în vedere un retard, spun unii între ghilimele, desigur, o întârziere din punct de vedere economic, ceea ce înseamnă că, neavând posibilitatea să apelăm foarte mult la chimie, adică să împrăștiem pe toate ogoarele patriei, obținem produse de o calitate superioară, sigur, mai puține, față de alți frați concurenți de pe piața europeană. Dacă e așa, ne bucurăm. Dacă e adevărat că producem o miere de calitate superioară altora din alte state membre ale Uniunii Europene, iarăși avem motive să ne bucurăm. Însă, ca să nu ne împăunăm așa noi de la sine, am considerat că e foarte important să avem o discuție, o dezbatere concretă pe această temă, să stabilim cum stăm cu producția, și aici responsabil va fi invitatul nostru, domnul Mihai Man, director Apicola Cluj, pe această temă, dacă într-adevăr suntem un mare producător, un mare jucător la nivel european, însă vine partea aia de cercetare, de știință, care ne pune poate la punct și ne spune, ok, produce mult, însă calitatea este următoarea. Cum arată această calitate, aflăm de la doamna Otilia Bobiș, doctor inginer, cercetător la Universitatea de Științe Agricole din Cluj. Sărut mâna, doamnă! Bună seara! Bună seara, Mihai! Îți mulțumesc că ai venit la noi! Mulțumim de invitație! Care va să zică, încă de pe vremea sumerienilor, auzi acolo povestea. Adică e un produs care a făcut întotdeauna și-a făcut loc pe masa și în gastronomia celor care au știut să aibă acces la ea sau și-au permis să aibă acces la ea, și este în continuare un produs, nu numai un produs alimentar, ci este, așa cum spunea și Ipocrate, ar fi bine ca ceea ce mâncăm, mâncarea noastră, să fie medicamentul nostru. Și cred că, exact, înainte de toate, mierea este un medicament. Și înainte de toate, domnule director, trebuie să ne spuneți că ceea ce fac albinele oferind omului, prin truda lor, prin munca lor, mierea, nu-i decât foarte puțin la sută din rolul pe care albina îl are în ecosistem și în ceea ce înseamnă recolte până la urmă. Da, chiar am vrut să precizez, referitor la vechimea mierii, am văzut la penultima ediție a Pimondia, erau două amfore, o amforă expusă cu miere găsită în mormântul lui Tutankhamon. Referitor la ce citeam pe monitor, acum știți ce ar fi interesant să este recoltată de Tutankhamon. Da. Ar fi interesant să deschidem și frigiderul lui Traian Băsescu, lui Victor Ponta, să vedem dacă găsim mierea aia. Nu cred că găsim miere. Dacă are o legătură cu faraonii. Eventual, ceea ce se poate produce cu alcool din miere, care este foarte bun. Asta e o răutate. Nu este răutate. Mierea produsă de om, produsă de albine, mai corect recoltată de albine, într-adevăr, se consideră că doar 10% din beneficiile aduse de albine reprezintă produsele apicole, iar restul de 90% este sporul de producții realizat prin polenizarea cu albine. Ce mare lucru! Vedeți, despre lucrul ăsta se vorbește foarte puțin. Deci întotdeauna tindem să vorbim despre, cum să spun eu, despre rolul
minor, da? Mai spectaculos, e adevărat, că vine în direct contact și da, senzorial, peste, așa peste cu... Peste tot în lume, rolul major al apiculturii este sporul de producție și este privită ca o ocupație care aduce beneficii tuturor din zona respectivă. Apicultorii sunt îndrăgiți și doriți în... În preajma culturilor mari, da. În livezi... Și există programe în diferite țări care, prin care apicultorii sunt subvenționați ca să meargă într-un anumit loc unde există livezi, unde există să diferite culturi. Să facă pastorală, nu se să facă pastoral, dar să facă și problema asta cu polenizarea. Da, păi țintit, adică deci, în preajma da. Unei livezi, a unei... sau un... Mai ales în America de Nord, chiar plătiți și plătiți substanțial. Poate să ajungă până la 70-80 de dolari pe stup, doar plata polenizării. Exact. Plătiți de către patronii livezilor. Da, în prețul ăsta, domnule director, e conținut până la urmă și riscul la care se expune acea albină, pentru că dacă ne uităm la agricultura industrializată, la agricultura plină de pesticide, la agricultura plină de intervenții ale chimiei extrem de masive și de dure, de multe ori știm, pentru că albina e un indicator până la urmă și de ecologie și de viață încă curată, de toleranță la, iar având o toleranță probabil mai scăzută la intervenția omului acolo unde n-ar fi caz să o aibă. Nu? Da, și în plus uzura prin muncă. Ea recoltând nectarul, muncind foarte mult, această albinuță scurtează și perioada de viață. Așa când vorbiți de stup, nu știu dacă găsiți repede o imagine cu Casa Poporului, aș fi foarte fericit. Să puneți în oglindă, adică așa una lângă alta, Casa Poporului pe de o parte și un stup de albine pe de altă parte. Mi se pare că trăiesc ca într-o... Nu se poate face niciun fel de comparație. Păi eu întotdeauna am susținut... Știm că în stup sunt și trântori, nu? Adică, Da, bine. Pe care îl arătăm nu o să fie trântori, decât... Și trântorii au rolul lor benefic în stup și nu numai cel de împerechere, putem discuta și despre asta, dar nu se poate face comparație între ce ziceai acum, pentru că eu întotdeauna am zis apicultorii care sunt la început și vor să înceapă să dezvolte o stupină, trebuie în primul rând să aibă pasiune, să nu se gândească la interesul economic. Și fără pasiune nu putem să ne ocupăm de apicultură. Da, ori să ai pasiune față de interesul național e mai dificil un pic. Poți să pleci de la interesul personal și apoi când, cum să spun... La asta mă refeream, n-am vrut să zic. Trebuie să o și traduc, da. După ce buzunarele ți-s doldor, așa, simți că pușcă haina pe tine și nu mai ai unde depozita, începi să te reflecți și asupra națiunii. Bun. Exact. Haideți să lăsăm trântorii în treaba lor. Noi apicultorii nu facem politică, facem polenizare și produse apicole. Da. Urmează din 25 aprilie, mă rog, aproximativ, până în 25-23 mai, o campanie de polenizare politică de data aceasta. E campanie electorală, o să încerce unii să ne polenizeze cu tot felul de idei, să dăm, nu poți decât tot felul de idei dintre astea proaste, excrescențe ale gândirii ideologice se pot naște în perioada asta, să ne ferească bunul Dumnezeu să... Dar nu avem încotro până la urmă, va trebui să alegem într-un fel. Bun, haideți să plecăm înapoi acolo, în stupină, să vedem ce se întâmplă în România, în momentul de față, din punct de vedere apicol, și mă interesează sub raportul producției pe care România o obține la miere de albine. Cineva îmi spunea săptămâna trecută, suntem poate cel mai mare jucător de miere de albine din Europa. Nu știu dacă adevărat sau nu. Producem în jur, într-un an bun, la 20.000 de tone de miere de albine. E mult, e puțin? Da, se referă la exporturi. Este mult și chiar la nivel mondial este un loc fruntaș, un loc care ne face cinste și efectivele au crescut și sprijinul oferit de Uniunea Europeană și Guvernul României a crescut. Producțiile sigur că sunt foarte variabile și de la un an la altul și de la o zonă la alta. Eu dacă mă refer la județul Cluj, anul trecut, anul care s-a încheiat, a fost un an foarte ciudat. Regiunea noastră în Transilvania, pentru apicultorii noștri,
principala sursă de cules o reprezintă salcâmul în fiecare an. Iar apicultorii merg în stupăritul pastoral, în județe din sud, sau încep primăvara din Satu Mare, Bihor, după care coboară spre Sălaj, Cluj, Salcâm 2. Ei, anul trecut a fost foarte cald, perioada de înflorire a fost curtă și salcâmul a înflorit peste tot în același timp. Și la zone mai joase și zone de munte și producțiile au fost relativ mici în Cluj anul trecut. Acum, anul acesta, suntem plini de speranță că va fi un an foarte bun. Deci suntem jucătorul numărul 1 la nivel mondial în materie de... N-am zis că suntem jucătorul numărul 1 nici pe departe. Primii exportatori din lume sunt China, Argentina, Mexic, mai nou chiar și Turcia. După care, undeva pe locurile următoare, vine și România. Nu am datele concrete acum pentru anul trecut. Nu vorbesc de un an, vorbesc ca medie, ca medie multianuală. Da, ca medie, da, suntem în primii 10. În primii 10. Bun, în ciuda acestui fapt, doamna inginer, consumul de miere în România, arată statisticile, în loc să crească, scade. Mă întreb, care poate fi rațiunea? Adică toată lumea și noi și alții toată ziua scriu și învață la televizor și pe radio că acest produs e un produs absolut miraculos. Dacă te însoțești cu el în fiecare zi în alimentație, ai șansa să te păzești de foarte multe, exact, de foarte multe boli. Da, să știți că în general, după diferite campanii mass media, consumul de miere în țara noastră totuși se situează undeva la un 0,5 kg pe cap de locuitor pe an, ceea ce este mai crescut față de anii trecuți. Și iată asta... cum arătam în două lumi, ca doi faguri. Casa poporului, nu-i așa? Da. Și un stup pe stratul și casa poporului pe etaje. Da? Ce bine ar fi ca și dacă și în casa poporului s-ar întâmpla ceea ce se întâmplă într-un stup. Deci am trăit în Eden. La Urdiniș, îmi spun colegii din regie, la Urdinișul, da, de la ieșire sau intrare de Casa Poporului, se vine cu E-clasul, nu, că ce am spus E-clasul, Doamne iartă-mă, cu S-clasul, cu seria 7, cu, da, alte limuzine de excepție, da, săracele astea umblă pe contul lor propriu, adică cheltuie, cum spunea domnul director, din energia proprie, dacă muncesc prea mult, mor mai devreme, păcând ăștia, cu cât muncesc mai, așa cum știu ei, trăiesc mai mult. Că se mai, da, ocupă unii. Nevoie și de colega mea, cred că se referea la inteligența colectivă care are o colonie, exact, de albine. Care e diferența, doamna inginer, între imaginea de acolo, între sistemul de organizare a albinuțelor din stup și... Acum, haide să nu fiu o feministă și să spun, în primul rând, procentele de rase sau, pardon, de sexe. De sexe. Pentru că știm că în stup predomină, vai, sexul feminin. Feminin, da. Matca este de sex feminin. Trântorii, așa cum a spus și Mihai, colegul meu, este... un sex indecis, așa. Este, nu? Joacă la două capete. Este posibil, este posibil și lucrul acesta, dar albinele au legile lor, fiecare știe ce trebuie să facă. Deci chiar dacă vorbim despre albine lucrătoare, albinele lucrătoare, cele care trăiesc acei 40-45 de zile doar, știu că în primele 10 zile trebuie să stea în stup, să fie doici, să hrănească puietul. Pe urmă, spuntul, ies afară să aducă unele culeg polen, altele culeg nectar. Deci știe toată lumea ce să facă. Adică pe când e dincolo, e clară, la casa poporului... Exact. Repartiția muncii, da, e clară, e foarte... Este clară, este stabilită, nu se abate nimeni de acolo. Așa că nu știu dacă vom putea vreodată să sperăm că în Casa Poporului va fi ceva asemănător ca și în stup. Și în Casa Poporului, la un moment dat, au apărut niște albinuțe care s-au, da, transformat în trânturi. Adică au devenit toate pasionate, da, de a avea comportament, da, de trânturi. Da. Și trântorii, pe lângă rolul lor în perpetuarea speciei, fără de domnul care... director încearcă, da, să salveze trânturi. Vreau, exact, să salvez trânturii. Deci o discuție despre feminism. Fiecare trântor, prin prezența lui pe fagure,
produce căldura necesară exact. Creșterii puietului și eliberează o lucrătoare care poate să meargă la muncă. Da, cred că ar fi putut. Da. Dacă nu elibera acea, cum i-a spus? Ține locul unei albine lucrătoare. Unei lucrătoare, dacă nu, da. Bă, iată ce spune, ține locul. Exact, ține locul. Bă, nu ești nici nu te plouă, nici nu te... Albina nu putea să iasă la muncă, deci el deci un alt individ al coloniei exact. Poate să muncească în acel da. Timp. Dar rolul ăla poate fi totuși ținut de, cum am înțeles de la dumneavoastră, de o albină lucrătoare, da? De albină lucrătoare. Deci nu e da. Imposibil. Deci este foarte important și este foarte important din punct de vedere a ceea ce omul poate să obțină din acel stup de albine. Deci produsele care, așa cum spunea Mihai, chiar dacă sunt doar 10-15% din valoarea totală a ceea ce se întâmplă cu, sau ce ar trebui să se întâmple exact, a unui stup de albine, da? Are o valoare extraordinară. Și aici vorbim despre produsele apicole. Deci despre toate produsele apicole pe care omul le poate obține de la un stup de albine. Deci este bun, suntem o țară încoată, o mare producătoare de miere de albine și derivate da. din aceasta. Însă, haideți să vorbim puțin despre calitate, pentru că noi suntem un pic obsedați de domnule, hai să producem. Bun, dar poate e important să te limitezi la un moment dat în procesul ăsta de producție la atâta, însă da. Acel atâta să fie de o calitate superioară. Acum, ispita asta de a interveni în stup cu tot felul de nutrienți, să-i aduci mâncarea la dispoziție, suplimente și așa mai departe, e una destul de mare, pentru că obsesia câștigului de multe ori te face să uiți de calitate. Cum stăm în clipa de față, din punctul nostru de vedere, la acest capitol? Să știți că nu stăm foarte rău din acest punct de vedere. Tocmai prin faptul că nu producem foarte mult, poate așa cum produc alte țări, producem mai puțin. Așa cum ați spus și dumneavoastră, avem o agricultură care... mă rog, din păcate pentru agricultură, din fericire pentru apicultură, da. Este mai organică, este mai naturală. Nu folosim atât de multe substanțe chimice cu care să stropim culturile de plante, deci ceea ce este cultivat sau livezi sau așa mai departe. Prin acest lucru obținem niște produse care... sunt naturale. Deci sunt cu foarte puțini contaminanți. Nu avem, din păcate pentru țară, din fericire pentru apicultură, foarte multe autostrăzi ca să circule foarte multe mașini, ca să degaje foarte multe noxe, toxine pentru albine și din acest lucru avem produse naturale. E fantastic ce spuneți, da? Ar trebui să vă ia consilier în campanii guvernanții ca apicultorii să le, sau ca să ne justifice de ce nu avem autostrăzi exact. În clipa de astăzi, pentru da. Că am avut întotdeauna poate, miniștri poate care s-au îngrijit fi, de condiția albinei în România și mai departe. Lucrurile astea trebuie spuse, pot să înțeleagă oamenii, adică de ce ai numai cioturi ar fi, de autostradă exact. În țara fi, asta, pentru fi. Că, uite, albina pentru noi, apicultura, e un domeniu la care noi ținem și ne dăm tot concursul ca el să supraviețuiască și să ne remarcăm într-o bună zi, nu prin drumuri, infrastructură și mai departe, exact. Ci prin produse de înaltă calitate. Produse exact. Naturale. Aici știu, dacă pot să intervin un pic, știu la ce te refereai inițial când ai zis de intervenția apicultorului în stup. Cred că te refereai la hrănirea suplimentară a familiilor de albine cu diverse siropuri care pot să sporească producția de miere. Și vreau să precizez că această hrănire este absolut normală și o practicăm toți în perioade de completarea rezervelor pentru iernat, în perioade de iarnă, când albinele au nevoie, în perioada de primăvară, când trebuie stimulată creșterea puietului, larvelor, în perioade când facem înmulțirea, trebuie hrăniți roii, trebuie hrăniți nucleele de împerechere. Iar apicultorii acum care sunt tentați pentru un câștig mai mare și cad în păcatul de a hrăni stupii și în perioadele de cules pentru a spori producția prin hrănire artificială a albinelor, eu cred că sunt într-un procent destul de mic, chiar mic. Iar majoritatea apicultorilor trebuie să le țin partea. Eu am convingerea că lucrează absolut cinstit. Mierea care se găsește în comerțul din România, mai ales dacă are o etichetă, are un buletin de analiză la bază,
Este o miere bună, naturală, iar excepțiile nu sunt o regulă. Iar mierea care se găsește la noi falsificată, din câte știu eu, provine din import. Din și este un foarte mic, un foarte mic procent din mierea care se comercializează la noi. Deci nu noi suntem specialiști în fals? Nu. Nu. Aici, la și capitolul erau, ăsta, nu. Eu am văzut o miere într-o rețea de supermarketuri, deci din Cluj, nu, cred că nici, oricum nici nu am voie să dau numele, unde scria foarte clar pe etichetă, miere obținută prin hrănirea albinelor cu sirop pe bază de fructoză de porumb. Scria micuț pe etichetă, dar consumatorul trebuie să învețe să citească dacă eticheta. Dacă a învățat să citească, să fie atent la școală, și să citească să continue etichetele. Acest proces mai departe, că sensul învățării cititului în clasele primare ăsta e. Să citești toată viața, orice îți iese cu literă, cu caracter, cu ăsta în față, să te apuci să citești, exact. Că e o provocare, înseamnă că s-ar putea să întâmple ceva acolo și tu să nu știi. Asta referindu-mă la mierea cumpărată din magazină. Da. Iar la mierea cumpărată direct de la producători. Acum fiecare consumator cred că se uită câtă încredere îi oferă apicultorul respectiv, ce dotări are în stupină, igiena, în primul rând, condițiile în care produce mierea și așa mai departe. Bun, așa. Dar repet, cred că majoritatea covârșitoare a apicultorilor din România lucrează absolut cinstit și produc o miere bună. Pe amândoi vă întreb acest lucru. Cum e posibil ca să vorbim de miere falsificată adusă din import, atâta vreme cât România produce mai mult decât consumă? Decât consumă. Adică, stați un pic. Noi, nu e așa, am conchis. Da, este o miere care se importă extrem de ieftin. Și foarte multă miere care se importă în Europa nu este folosită pentru consumul de acasă, casnic, este folosită în industrie. Miere, ați văzut, sunt cosmetice de toate felurile pe bază de produse apicole, acum bomboane, dulciuri. Permite să păcălim o doamnă, tot am pornit de la... Adică albinuțele alea de sex feminin își fac treaba și noi, pe urmă, vindem doamnelor cu bună știință niște produse miere care sunt... Da, dar nu noi suntem importatori. O miere de data asta produsă de trântori, de niște șmecheri care falsifică. Mari importatori sunt țări ca și Germania și mari consumatori de miere din asta industrială. Iar la noi se mai întâmplă să ajungă accidental. Bun. Ne întoarcem, dragi prieteni, în câteva momente, luăm un pic de publicitate, apoi revenim la calitatea mierii din România. O să încercăm să și vedem care sunt, să spunem, seturile de analize necesare pentru a înțelege care e o miere de calitate, care e o miere dubioasă în aceeași vreme și să pricepem de ce marketing, până la urmă, o să ne explice domnul director Apicola Cluj, de ce, Doamne iartă-mă, nu reușește România să-și păstreze, să-și cucerească, apicultorii din România, să-și cucerească propria piață, încât să nu te lași mereu invadat de o miere îndoielnică, de o miere care nu are albina prezentă în manufactură, ci niște tehnici de lucru care se întâmplă probabil în laboratoare. Laboratoarele astea de știință, unde lucrează și doamna inginer doctor, nu sunt întotdeauna prietenoase cu omul, așa cum nici omul nu-i prieten cu mediu, cu natura, și toate astea se răzbună câteodată asupra omului. Ne-am întors, dragi prieteni, continuăm discuția despre mierea noastră, cea de toate zile, mierea de albine, un produs de mare excepție pe care România îl produce, îl poate produce și în viitor, însă totul e să încercăm să facem așa ca în alte domenii, să adăugăm noi aici acasă plus valoare la acest produs. Să nu mai vindem buștenii din pădure, să nu mai vindem grâul direct de pe ogoare, să nu mai vindem porumbul direct din lan, ci să, nu știu, să facem silozuri, să-l colectăm noi, să-l vindem atunci când e cazul, iar în cazul mierei de albine, să nu mai vindem, fraților, mierea de albine la butoi, da? Ci mierea de albine la păhărel, așa, la borcanel. Am intrat de curând în magazinele din, mă rog, într-un lanț de supermarketuri și mă uitam la prețul dulceții, bunăoară. Un borcanel de dulceață produs în România și îi felicit pe acești oameni care vând de ani de zile ani buni și vând și în afara României.
270 de grame de dulceață de prune sau alte fructe, 25 sau 27 de lei. Un leu gramul, da? Iacătă se poate vinde și nu numai materie primă, ci produs finit, ambalat frumos, elegant, pentru care găsește cumpărător. România astăzi vinde mierea... Se poate expune, nu știu cât de mult să și vinde la un preț. Atâta vreme cât acea firmă este pe piață de ani de zile, da, și un brand românesc deja consacrat, da, înseamnă că omul a... și-a făcut, da, socotele foarte bine și acolo. Da, și asta e foarte corect ce a spus. Într-adevăr, România exportă în principal la butoaie, iar mierea de care spuneam eu înainte că am văzut-o într-un supermarket și nu era deloc în regulă, era produsă în Cehia. Da, o venit la borcan, nu? Da, o venit la borcan. O venit la, da, borcan și cu un preț cinstit pentru cel care, da, dar, a încercat să facă un ban din el. Apicultorii trebuie să se adapteze, iar exportatorii să învețe. Iar producătorii își fac treaba foarte bine în România și profită la maxim de baza noastră meliferă. Bun. Iar mierea românească, repet, prin Complexul Apicol București, la fiecare ediție Apimondia a luat medalii peste medalii de aur, de argint. Și care va să zică mierea aia românească, că merge în Argentina, că merge în Ucraina, că merge oriunde la orice concurs din, de pe planeta asta, se întoarce acasă cu medalii, super premii, da? Cu, da, super medalii. Da. Ori, noi trebuie să pricepem lucrul ăsta, adică atâta vreme cât ai cai de cursă lungă și cai de curse așa speciale, bă, trebuie să-i valorifici la prețul corect și să nu îi dai ca ia hergelia, frate, ia-o și du-o de aici. Despre asta e vorba. Bun, haideți să vorbim, doamna inginer, despre această calitate a mierii. Tocmai a deschis, da, domnul director discuția, și anume despre premiile astea pe care le obținem în afara României. E un semn al calității. Știu românii, nu știu, apicultorii din România, vin, apelează la cercetare să spună, băi, uite, vreau să mă îmbunătățesc calitatea produsului pe care îl obțin în ferma proprie. Să spună, vreau un buletin de analiză, vreau să știu cum arată mierea asta, ce ar trebui să fac, poate, ca acest produs să crească în calitate. Da, vreau să vă spun că de 7 ani de zile în Universitatea de Științe Agricole din Cluj ființează un laborator de control al calității produselor apicole, laborator care poate să deservească apicultori, procesatori, achizitori, dar și persoane care vor să cumpere. Și să știți că în ultimul timp am avut solicitări pentru a realiza analize pentru produse apicole, miere, polen, lăptișor de matcă sau propolis, deci nu numai de miere, chiar și de la cumpărători. Da? Vrea omul să-și cumpere o cantitate mai mare de miere, să spunem, și vine cu o cantitate micuță exact la noi la laborator și îmi spune, vreau să văd care este calitatea acestei mieri. Este această miere naturală sau este falsificată? Este această miere... are originea botanică pe care cel care vrea să mi-o vândă este într-adevăr, exact, o etichetează sau nu. Și atunci, în laboratorul nostru, se pot face aceste analize. Avem un standard românesc. Într-adevăr, este un pic cam vechi, este din 1989, parcă, sau este chiar mai vechi și este doar reeditat în 1989, prin care avem un set de analize care ar trebui să fie făcute ca și analize de calitate la mierea de albine. Dintre aceste analize... Dar socotiți că acest standard este unul discutabil sau e unul care, cum să spun eu, pentru că poate și pe vremea aia, oamenii mai făceau și fapte minunate, mărețe la un moment dat. Bineînțeles, pentru că vedem, da, tehnologia a evoluat, echipamentele cu care putem să facem analize au evoluat și din cauza aceasta eu spun că și acest standard ar trebui... Deci e prea sumar, pic, cumva. E prea sumar, da, și cu niște metode de analiză din acea perioadă. Deci putem să facem acum cu alte metode, cu altă aparatură, într-un timp mai scurt și cu o precizie mai mare,
aceleași analize prin care să spunem omului, da, acesta este un produs autentic, ați cumpărat sau vreți să cumpărați miere de salcâm, într-adevăr este miere de salcâm sau este miere de tei sau este miere polifloră, și cu un buletin de analiză care îl puteam să-l dăm și noi, pentru că am avut acreditare din partea Organismului Național de Acreditare, RENAR-ul, de la București. Ne-a expirat această acreditare, dar în luna aceasta sper să primesc la laborator autorizarea sanitar-veterinară, care este foarte bine, și lumea este interesată de lucrul acesta, pentru că avem solicitări, cum v-am spus, și de la apicultori care își prezintă produsul și de la achizitori care iau în cantitate mai mare produse apicole pentru a le exporta. Da. Și ce constatați dumneavoastră atunci când faceți, iată, de pildă, nu ne interesează, să spunem, în etapa asta, atunci când apicultorii vin la dumneavoastră să vă ceară analize, da, pe stupina lor, să vadă ce probleme de sănătate și mai departe au efectivele lor. Când ați analizat mierea, care sunt constatările? Adică omul vine și spune, uite, asta scrie pe etichetă, eu vreau să cumpăr de la omul la o cantitate mare. Ați constatat nereguli? Adică discrepanțe între... Nu, deci nu în ceea ce privește autenticitatea de origine. Dar de multe ori poate să fie, deci nu ceea ce... Nu vreau să spun că mierea era falsificată. Dar nu era denominarea aceea botanică pe care o spunea. Adică deci venea... spunea că e de salcâm, exact, dar nu tocmai era de salcâm. Și nu era de salcâm. Acum nu avem poate nici timpul și nici să intrăm în detaliu. Avem mierea, o privim ca și un produs sau ca și ceva în stare fluidă, frumos, care curge din borcan, și de multe ori, sau de cele mai multe ori, o găsim pe rafturile magazinelor în stare cristalizată. Și din acest lucru, poate românul, neavând destulă cultură în consumul mierii, se ferește de acest borcan cu miere cristalizată. Pot să vă spun că cristalizarea mierii este un proces natural. Deci numai o miere autentică, naturală, cristalizează. O miere care este falsificată cu sirop de zahăr nu va cristaliza niciodată. În funcție de compoziția chimică, avem, dintre toate sortimentele de miere care se produc și care le găsim în țara noastră, mierea de salcâm este singura care rămâne în stare fluidă timp de 2 ani de zile. Cu cât este mai pură, cu atât ea va rămâne în stare fluidă un timp mai îndelungat. Aceasta este datorită compoziției chimice. Deci este acolo acele zaharuri, glucoza și fructoza, care sunt principalii componenți ai mierii de albine. Cantitatea de fructoză în mierea de salcâm este undeva peste 40%, cantitatea de glucoză undeva sub 30%. Și ca fructoza aceasta face ca mierea să rămână în stare fluidă. La celelalte sortimente de miere avem cantitatea de glucoză și fructoză în raport cam egal, și din cauza aceasta, mai devreme sau mai târziu, aceste sortimente de miere vor cristaliza. Deci ne-am întâlnit la laborator cu această problemă. Să nu fie, de exemplu, mierea de salcâm se știe că are un preț și mai ridicat decât celelalte tipuri de miere. Bun, și atunci apicultorul, dacă, așa cum spunea Mihai, în anul trecut nu s-a putut face foarte multă cantitate de miere de salcâm, pentru că a fost perioada foarte scurtă, în schimb am avut rapiță, da? Deci au fost flori de rapiță. Mierea de rapiță se aseamănă ca și caracteristici organoleptice cu mierea de salcâm, doar că mierea de rapiță cristalizează foarte repede. Și atunci, amestecând-o cu mierea de salcâm, ne trezim cu un borcan de miere de salcâm care cristalizează, ceea ce nu este normal. Dar nu este pură, deci nu este... sau pom fructiferi, care înfloresc în aceeași perioadă cu salcâmul. Deci, aici mai avem încă ceva probleme. Nu în ceea ce privește autenticitatea calității, deci să avem produse care să fie falsificate. Și vreau să mai spun că există... Da, așa de curiozitate n-ați luat... O să vă aduc eu.
câteva borcane le iau de pe rafturile unui supermarket și o să vă rog să facem analize la aceste borcane, să vedem dacă există o conformitate între etichetă și ceea ce aflați dumneavoastră prin cercetarea acolo, analiză. Pentru că, până la urmă, important, cred, și consumatorii să vină cineva în sprijinul lor din când în când, să spună, băi, oameni buni, uite, pe... Da, după cum, din câte știu eu, după standard, ca să fie considerat o miere monofloră, trebuie să aibă originea florală de 80% din acel sort, nu? Iar dacă, dacă corect, iar dacă are sub 80%, să zicem, este amestecată 70% salcâm, 30% rapiță, nu înseamnă că este o miere falsificată, ci doar că este o miere de o origine florală, putem să o numim deja polifloră, dacă... Bun, dar este tot o miere foarte bună. Exact. Dar dacă dumneavoastră îmi găsiți în supermarket un borcan 2, 3, 5 care să mi-l aduceți să le analizez și să aibă etichetă cu valori nutriționale, facem afacerea. Da, asta e altă problemă. Stați un pic. Ce înseamnă, ce înseamnă cu valori nutriționale? Că dacă spune că nu spune. Din păcate nu spune. Deci produsele apicole și mierea în general, care se găsește la noi în țară, în magazine, nu are compoziția chimică. Deci acel pătrățel pe care orice aliment îl are, chiar și apa minerală o are acolo, valori nutriționale pe 100 de grame de produs. Atâtea glucide, atâtea lipide, atâtea vitamine. Nu are. Deci există obligativitate? Nu există obligativitate și cred că... Dacă scrie glucoză, fructoză, nu scrie și cât. Nici atât. Deci nu scrie. Credeți-mă, uitați, faceți un exercițiu să vedeți că la mierea care se comercializează la noi în țară nu există aceste valori nutriționale. Bun, cum vi se pare? Grav? Important? Acest lucru? Da. Asta e valabil orice produs alimentar. Se află nu numai la miere, la orice produs. Unei mieri de albine în Germania acest cadran care indică valorile nutriționale, aveți știre? Nu. Nu știu. Nu știți? Nu se află. Nu se află? Eu știu că obligativitatea există la medicamente, dar la produse alimentare. Luați un salam, scrie pe el slănină, carne, nu scrie cât din fiecare. N-ar fi rău să scrie. Ca să știm și noi ce punem pe masă. Da, sau apă, sau... Păi la apă este. Soia. La apă de ce? La apă suntem obligați să scriem și... Apa din salam. Apa din salam, deci, da. Deci eu știu, pentru că mierea o folosim ca și un aliment sau supliment alimentar sau supliment nutrițional, după părerea mea, ar trebui să aibă aceste valori trecute. Deci ar trebui să fie însoțite de un buletin de analiză, dar analiza aceasta să se vadă și pe etichetă. Deci este, cred eu, și pot să vă spun că am avut solicitări și am făcut la laborator pentru diferite tipuri de miere și polen, aceste valori nutriționale. Deci le putem realiza în laboratorul de la USAMV. Exact. Există o formulă cu atâtea kilocalorii pe 100 de grame, deci calculat conform Institutului de Resurse Alimentare. Deci se poate. Dacă se dorește, se poate. Dar mierea îngrașă? Dacă îngrașă, uitați-vă la mine. Acum nu pot să vă arăt... mă rog, surplusul, dar e de la miere. Înseamnă că eu sunt consumator de miere și înseamnă că ceva nu e în regulă. Nu. O să-i dau o judecată pe cei care nu au stabilit că și eticheta unui borcan cu miere de albine trebuie să conține valorile kilocalorii. Exact. Nu cred că mierea îngrașă. Mănânci de poște îngraș, nu se poate. Numai de la miere te poți îngrașa. Nu cred, pentru că mierea o consumăm într-o cantitate în care nu poate să intervină așa de mult în metabolismul. Mierea oferă energie și mai ales este foarte importantă pentru sportivi. Dar nu fac sport ăia, chiar mănânc un borcan de miere. Eu vreau să sugerez să faci sport. Am înțeles, păi dacă avem timp, dar deci... scrie acolo, fiecare borcan de miere consumat,
presupune obligativitatea, nu știu, 10 km în fiecare zi. Deci pentru că mierea care se consumă se asimilează imediat prin faptul că are glucoză și fructoză, așa cum am spus, care sunt constituenții de bază ai tuturor zaharurilor, glucide, imediat. Deci imediat în aceeași cantitate, pentru că organismul nostru nu mai trebuie să depună un efort ca să aducă amidonul sau zaharoza sau alte glucide în starea aceasta de bucățele micuțe care acestea se... Și ce alimente ar putea înlocui? Acum facem o prefață la cea de-a doua parte a emisiunii cu doamna Ramona Suharovski. Despre nutriție vom vorbi, însă dacă spuneți că acest aliment, mierea, se asimilează imediat, acea fructoză, acea glucoză, peste ce am putea sări, să zicem, în alimentație, încă să nu ne luăm din altă parte aceste elemente și să... Păi unele glucide, cum ar fi zahărul rafinat. Deci se poate înlocui foarte bine acea linguriță de zahăr pe care o consumăm în fiecare zi, fie în cafea, fie în ceai, cu o linguriță de miere. Am putea să, de exemplu, românii sunt mari consumatori de pâine. Pâinea conține amidon. Amidonul este un lanț foarte lung de glucoze, da? Deci de glucide. Și din cauza aceasta, pâinea ajungând în organism are sațietate. Pentru că organismul este foarte ocupat ca din miile acelea de molecule să le rupă pe toate, să le aducă la glucoză, exact așa cum este în miere. Și atunci, fiind ocupat mai mult timp, ține de foame. Uh-huh. Ei, reducem cantitatea aceasta, pentru că și pâinea este glucid până la urmă, și consumăm, nu un borcan de miere pe zi, deci este exagerat. Deci, 2-3 lingurițe putem să mergem. Să consumăm pe zi. Iar dacă putem să mai adăugăm un alt produs apicol, cum ar fi, de exemplu, polenul, atunci reducem cantitatea. Deci o linguriță de polen cu o linguriță, două lingurițe de miere ar fi suficient ca și produse apicole. Bun, acum copiii mei consumă miere în loc de zahăr, l-am înlocuit, așa cum spunea și colega, zahărul cu miere. Iar un amestec de polen și miere poate să înlocuiască dulciurile și bomboanele și... Exact. Ei le spun ciocolată de albină. Un amestec de polen, miere, mai punem niște stafide și le consumă cu lingura. Acum mai există o problemă, și anume cea legată de disponibilitatea românului de a merge să facă analize. Nu prea merge românul să-și facă proprii analize așa, da, să vadă, băi, cum stăm cu echipamentele, exact, de pe noi. Apicultorii... Dar aminte să meargă să mai facă și analize dintre astea. Când produc ceva, mă o să văd, domnule, ce calitate are. Dacă mi se cere ca obligație prin, nu știu, prin normele sanitar-veterinare, dacă tot vând ceva pe piață, n-are rost să mă obosesc eu să mă duc la analize. De obicei, însă, ciulesc urechea așa la tot felul de povești din stânga, din dreapta și zice, bă, cum poți să recunoști o miere care e corectă, nu-i corectă, senzorial vorbind, nu știu, sau tot senzorial, nu știu, uitându-ne la ea. Există un set, un calapot, să zic așa, în care poți să așezi acel produs, să spui, bă, da, uite, după cum arată, după cum... Că ne-a spus de cristalizare la un moment dat. Exact. După gust, după felul în care se aspectează. O miere, în primul rând, trebuie să fie suficient de viscoasă ca atunci când o turnăm dintr-un recipient în altul să formeze ca și o panglică. Deci se așează în al doilea borcan ca și o panglică. Dacă turnăm o linguriță de miere autentică într-un pahar cu apă, mierea autentică este foarte grea și va cădea cu totul în fundul paharului. Deci vom observa pe fundul paharului, nu vom observa că se dizolvă sau se diluează în apă. Deci asta este ca și un prim exercițiu pe care l-am putea să-l facem acasă. Mierea autentică este foarte grea. Și atunci știam că aduceți vorba, aduceam un borcan de miere și făceam experimentul cu paharul de apă. Densitate mai mare, 1,45. Exact. Deci ea se... se
cade imediat la fund. Da, exact, cade imediat la fundul paharului, fiind mai grea decât apa. Spre deosebire de un vin corect, care dacă îl torni într-un par cu apă, sigur, nu turnat așa ca într-un hârdău, se ridică și flotează, plutește deasupra apei pentru că are densitatea mai mică decât... Apicultorii, vreau să completez, nu merg neapărat să fac analize de miere, mai ales dacă ei au conștiința împăcată și știu că au produs respectând tehnologia exact. Și un produs de calitate. Apicultorii sunt mai interesați să meargă la laboratorul universității când au o problemă, când vor să depisteze o anumită boală în stupină sau mor albinele și nu știu de ce. Și atunci... Da, ce caută românii, ce caută apicultorii la analize, să spunem așa, la laboratoarele de analiză, aflăm imediat după o scurtă pauză, una foarte, foarte scurtă, ne întoarcem și continuăm discuția despre ceea ce ar trebui să facă apicultorii pentru a obține până la urmă și a pune pe masa consumatorului un produs de calitate. A pune un produs de calitate înseamnă, de fapt, ai câștiga încrederea celui care cumpără de la tine, a-l fideliza printr-un produs constant, printr-un produs de înaltă calitate. Dacă lucrăm la această poveste, probabil că piața asta românească pe care, din păcate, n-am reușit să o cucerim noi, producătorii, indiferent că producem carne, că producem preparate din carne, că producem vin, că producem alte lucruri, în momentul acela vom fi reușit. Însă consumatorul așteaptă constanță, așteaptă calitate și așteaptă să vadă, de ce nu, inclusiv pe acel borcan de miere de albine, chiar dacă nu e o cerință, acel grafic de nutrițional, să spunem exact. Așa, în care, cum să spun eu, bă, o fac eu de la mine, eu, producătorul de așa ceva, pentru ca tu să fii liniștit, ca tu să fii sigur că, că mănânci un produs de înaltă calitate, pun eu de la mine, fac eu efortul ăla încât tu să dormi liniștit. Ne întoarcem imediat. Ne-am întors, oameni buni, încercăm să închidem subiectul legat de mierea de albine din această seară. Încercăm să vedem cam ce se poate întâmpla în viitorul apropiat potrivit noi legislații românești în materie de apicultură, asta pe de-o parte. Încercăm să spunem două, trei vorbe și despre nevoia de formare profesională, nevoia de a deveni antreprenor în materie de albinărit, nu? Și a vinde miere de albine. Vom încerca să vedem și care e dimensiunea, să spunem, a unui business în domeniul acesta. Cum ar putea o familie să trăiască dintr-o afacere cu albinărit? Cam cât stupe ar trebui să aibă în propria bătătură? Cam ce efort ar presupune și cât ar putea să câștige din acest lucru? Domnule director. Încerc să răspund, deși mi-ai pus un set de 5-6 întrebări da. Toate odată. Le iau... Așa sunt de la examen, nu se pune lista da. Cu subiectele le și iau, acolo le iau pe rând. Asociația Crescătorilor de Albine din România oferă sprijin și consultanță apicultorilor, atât cei tineri cât și cei mai în vârstă. Prin asigurarea informației necesare, prin noua lege a apiculturii, a autorizațiilor necesare pentru a merge în pastoral, pentru a produce mierea de calitate, vorbeam de mierea de salcâm, în pădurile de salcâm, la filialele noastre apicultorii pot să depună o cerere și să primească o repartiție vizată de o autorizație de pastoral vizată de proprietarul locului respectiv, care poate fi asta înseamnă că primăria sau direcția evidență, nu? Noi centralizăm aceste cereri și le trimitem unde trebuie. La primărie, la direcția silvică. Adică voi având o hartă da. Să acum, spunem a pădurilor de salcâm este... în județul respectiv sau pe teritoriul respectiv. Da, așa, apicultorii cu experiență merg, cunosc locurile, merg în fiecare an cam în același loc. Dar au nevoie de autorizare, înțeleg că... Autorizare de la proprietarul terenului, la bineînțeles. Care, dacă este o persoană fizică, îi autorizează, după care ei se înscriu la registrul agricol al primăriei respective. Își anunță prezența. Apicultorii tineri, începători, sigur că pot să fie sfătuiți de către noi și îndrumați către locurile bune și disponibile unde pot să meargă.
La fel, întrebările următoare. Planul național apicol, de exemplu, ce se desfășoară prin intermediul asociației, pot să-și deconteze o parte din aceste analize de care spunea colega mea. Se pot deconta medicamente, adică se poate să solicită valoarea fără TVA pentru a fi subvenționată, lăzi degradate în pastoral, material biologic, mătci, roiuri, respectiv familii deci de albine. Deci astea pot fi subvenționate prin Programul Apicol Național? Planul Național Apicol. Național Apicol. Da. La fel, noi Apicola le oferim posibilitatea de a participa la cursurile de formare profesională, diplomele fiind acreditate de Ministerul Educației și Ministerul Muncii și recunoscute ca formare profesională în toată Uniunea Europeană. Pot accesa pe baza acestei diplome după aceea diverse fonduri europene, fonduri anumite europene, proiecte, da? Proiecte. Și referitor la dimensionarea unei stupine, cum eu începătorii sfătuiesc să nu pornească la drum cu foarte mulți stupi până când își fac ucenicia pe lângă un apicultor cu experiență și dobândesc cunoștințele necesare, minim un sezon întreg ca să participe la toate lucrările. Să zicem, un număr potrivit pentru început este 20, să dau o cifră. Dar pentru a ajunge ca întreaga familie să trăiască bine din această ocupație, trebuie să ajungă, să depășească pragul de, zic eu, apicultor profesionist, care are studiile, cursul de specialitate și 150 de familii de albine minim. Asta vă referiți spre asta în condițiile tindem. În care această familie ar vinde o materie primă sau ar face și procesare? În sensul că ar pune la borcan acel produs, ar face... Acum, fiecare apicultor știe să își vândă produsul cum este cel mai convenabil. Dacă e un an bun și practică stupăritul pastoral și merge prin toată țara și are mai multe culesuri, atunci sigur că o mare parte din miere o va vinde direct din stupina proprie sau acasă la consumatori, iar o altă parte din miere o va vinde angro, pentru că nu reușește să o vândă direct. Fiecare încearcă să-și diversifice producția cât mai mult, să obțină pe lângă miere. Am vorbit toată emisiunea de miere, dar apicultorii recoltează din stup și propolis, și polen, și păstură, și lăptișor de matcă, și mai rar venin. Deci produsele apicole aduc beneficii pe mai multe planuri. Ce ar trebui să caute la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară un apicultor, doamna inginer? Adică, dați-le câteva, nu știu, câteva recomandări. Bă, de ce m-aș duce eu acolo? Pentru nu numai să verific mierea, ci să am o viață sănătoasă în stup, să habar n-am. Vă rog să ne faceți un tablou al beneficiilor pe care un producător, un apicultor le poate câștiga apelând la serviciile pe care universitatea le pune la dispoziție. Deci, servicii pe care disciplina de apicultură din cadrul Facultății de Zootehnie a Universității poate să dea informații și în ceea ce privește, vorbea Mihai mai devreme, despre bolile albinelor. Acum, la nivel mondial, toată lumea este foarte în temă cu colapsul coloniilor de albine, care nu are o cauză punctuală, o singură cauză. Deci, dați-ne aici, din cauzele astea totuși ca să priceapă lumea de la ce vine. Deci poate să fie de la încălzirea globală, de ce să nu dăm vina pe asta, că toată lumea dă vina pe încălzirea globală? Încălzirea globală nu e așa un fenomen abstract. E o consecință a lăcomiei omenești, până exact, urmă. Exact. Și din cauza aceasta, albinele au fost de când, de pe vremea sumerienilor, cum ați spus la început, ele aveau viața lor și ele știau ce să facă. Ei, omul intervenind în tehnologia de creștere, în modul de a hrăni suplimentar albina, în diferite, cum să spunem, substanțe chimice adăugate în peste, eu știu, culturile agricole care erau
sursa de hrană a albinei, normal că și viața albinei a fost dată peste cap. Și atunci avem mai multe, avem mai mulți factori în acest proces. Deci încercăm atât cât putem să facem și să dăm explicații sau să ajutăm apicultorii care au probleme și din această cauză. În disciplina noastră a fost implementat un proiect de fonduri, cu fonduri europene, s-a încheiat în ianuarie, s-a derulat pe perioada a 3 ani de zile, în care am studiat variabilitatea genetică a albinei de România. Deci a fost un proiect foarte mare și am avut rezultate foarte, foarte frumoase și interesante, care am încercat să le facem și cunoscute. Da, albina de România. Da. Sună fabulos. Da, asta mi se pare că e un titlu nobiliar de dreptul, albina de România. Cum arată diferit albina de România de altă albină, de albina ucraineană, de albina deci aceste, franceză? Mă rog, Apis mellifera carpatica. Apis mellifera carpatica. Ce de fapt este o încrucișare, Apis mellifera carnica și macedonica. Poate că nu toată lumea este de acord. Din anii, nu știu, 60, parcă erau ceva măsurători făcute și atunci a apărut prima dată denumirea. Rutner și exact. Singura clasificare care o recunosc occidental este cea făcută de Rutner atunci. Deci nu este recunoscută rasa noastră. Rasa noastră nu este recunoscută. Carpatica, pentru că da, așa e. Dar din analizele făcute de colegii mei de la agronomie este așa o spun eu, dar da, este așa o încrucișare. Da. Dintre aceste două rase care sunt cunoscute. Deci pe lângă analizele de miere, și noi avem mai multe varietăți care diferă în zona de câmpie, în zona diferă puțin cele din sud față de cele exact, din Transilvania. Exact, asta s-a demonstrat. Da. Albina în varietate de câmpie, de deal, da, de munte și diferă între regiuni. Exact. Deci, produse apicole, analize, valori nutriționale și posibilitatea de a trata albinele în mod natural. Cu alte cuvinte, cea mai bună albină în orice zonă din lumea asta este albina locală, exact, selecționată conștiincios. Serios. Da, dacă e să măsurăm în randamente, să spunem, în eficacitatea recoltării, sunt albine mai harnice decât albinuța asta carpatină? Nu știu, albinele din Franța, că na, guvernul lor e și mai performant. Sunt anumiți care... Poate și influența trântorilor de acolo e covârșitoare asupra aici produsului. Sunt mai multe aspecte. Nu vorbim numai de hărnicie prin producția de miere. Criterii de selecție sunt și agresivitatea și comportamentul igienic care dă rezistența la boli. Și instinctul de roire, care pentru noi înseamnă o pierdere economică și îl dorim cât mai scăzut, să nu-l perpetuăm. Și, bineînțeles, producția de miere. Cum asigur că se pot obține hibrizi care să fie cu un 20% mai productivi, dar, pe de o parte, dau rezultate doar în prima generație, după care nu cel care își introduce astfel de hibrizi în stupină trebuie să devină dependent de cel care i-a vândut, de crescătorul de măști, nu-și mai poate crește la aceeași calitate materialul biologic propriu. Iar, pe de altă parte, albinele aduse din alte regiuni, din alte țări, din alte clime, nu se adaptează. De multe ori, matca, regina care o aducem, este acceptată de colonia de albine și la prima ocazie sau următoarea primăvară o schimbă cu o fică de ei care se împerechează cu trântori locali și nu acceptă sau acceptă pentru scurtă perioadă. Complicată viața asta. Deci, realmente, dacă stai să te uiți, e cam politică. Singura diferență e că, mă rog, cu scrierile astea câteodată alandala, nefirești, nu? Adică alianțele politice. Alianțele, da. Sunt alianțele din spectrul politic. Doar că acolo, chiar dacă, să spunem, se întâmplă o încrucișare, e lăsată deoparte matca veche și intervine altcineva. Da, mai mult de atâta, poate să nu se adapteze. Chiar dacă ea, în țara ei, este o albină foarte productivă, performantă, la noi să nu se adapteze. Domnul director, sau... acum, haide să plasticizăm puțin, ca să priceapă toată lumea cum stă treaba, mai ales eu, cum stă treaba în stup. Dacă ar fi să vorbim de o alianță, Victor Ponta, Crin Antonescu,
Cine a mai fost una? Băiatul ăsta de la agricultură, Daniel Constantin. Care-i trântorul în povestea asta și care a fost matca abandonată, părăsită și iată UDMR-ul devine noua matca stupului a guvernului României. Nu știu, care pe care... Nu vreau să dau verdicte, dar când eram student și am citit în cartea domnului profesor Mărghitaș despre albina noastră Apis mellifera carpatica, printre altele scria că este o albină care poate să prevadă din timp ploile și să se retragă în stup fără să fie prinsă de intemperii, condiții nefavorabile în câmp. În cazul ăsta, PNL-ul să le tragă la nu dau verdicte, dar trebuie și ca și albina noastră, Apis mellifera carpatica, să prevadă un pic viitorul, măcar pe scurtă durată. Am înțeles. Deci citatul, mă rog, sau informația pe care domnul director a pus-o în valoare aici, citându-l pe profesorul Mărghitaș, e cu subînțeles. Nu mai dăm noi subînțelesul, l-am sugerat deja. Trântorul a rămas în stup deocamdată, matca a plecat în pribegie. Vom vedea cum a fi după alegeri. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această hiperbolă pe care ne-ați oferit în această seară, nu? Mulțumesc despre stup și Casa Poporului, despre trântor și fetele harnice din stup. Mă rog, sper ca și în viitorul apropiat, cine știe, poate trecem așa, facem un curs de la, dacă tot direcțiile apicole din România fac cursuri de formare pentru apicultori, eu zic că pot să facă cursuri de formare și pentru politicieni, pentru cei care candidează la tot felul de funcții publice și pentru care un criteriu foarte important ar trebui să fie hărnicia. Dar o hărnicie făcută în mod sistematic, organizat și în cunoștință de cauză și nu așa la plesneală, că, na, câteodată și din greșeală mai faci câte ceva bun. Ar fi bine ca binele ăsta să fie făcută cu sistem în România. Mulțumesc foarte mult pentru bunăvoința arătată. Mulțumim. Ne întoarcem imediat după o pauză, dragi prieteni. Continuăm discuția în această seară despre ceea ce punem pe masă, despre ceea ce mâncăm, despre felul în care mâncăm și despre consecințele acestui lucru asupra sănătății organismului nostru. Ne-am întors, dragi prieteni, nu am o cască în urechi, am lăsat-o deoparte, așa că am fost surprins de intrarea în direct. Continuăm discuția din această seară, vorbim despre nutriție, despre ceea ce punem pe masă, despre diete. Vorbim, de ce nu, și despre post, și postul poate să fie o dietă, și una materială, dar și una spirituală, dacă, evident, o ținem așa cum se cade. Discutăm despre diete pe mai multe criterii, pe vârstă, pe sexe, pe bioritm și alte nebunii care se pot desprinde din filozofia asta nutriționistă. Eu sunt extrem de confuz la capitolul ăsta, pentru că deschizi televizoarele în fiecare zi, vei găsi cel puțin 2-3 recomandări care se bat cap în cap. Acum, noi, ca să evităm, stilul ăsta de lucru, am considerat că e important să avem alături de noi oameni specialiști în acest domeniu. Drept urmare, împreună cu noi în această seară, doamna Ramona Suharovski, șef lucrări USAMV Cluj, medic de meserie. Salut, bună doamnă! Mulțumesc că sunteți împreună cu noi în această seară. Bună seara! Îs atâtea de discutat. Vom discuta și despre un masterat care pe mine mă face fericit de-a dreptul când mă gândesc că o să avem și noi masterate pe nutriție și gastronomie. Sunt două lucruri care, nu știu, nu prea au fost puse cumva la oaltă, așa să zice, băi, uite, ca să ai o nutriție sau un stil de viață sănătos, trebuie să știi să te gospodărești mai întâi în bucătărie, adică să generezi și o filozofie gastronomică impecabilă, inteligentă, care să-ți slujească în procesul tău nutrițional de aici încolo. Haideți să vorbim mai întâi de masteratul ăsta, la ce se referă, e o noutate pe piața educațională clujană, cel puțin, sau la USAMV, nu? Și să vedem cam ce își propune în următorul interval, pentru că cu siguranță veți găsi fani, recruți în acest domeniu.
Noi asta sperăm și pe asta mizăm, de fapt. Și ne-am ales acest master, de fapt, este o invitație din partea UMF-ului de a iniția un master în colaborare. UMF-ul Cluj-Napoca, după cum știți, are o specializare în cadrul Facultății de Farmacie intitulată Nutriție și Dietetică. Ei au și un master adresat mai degrabă celor cu pregătire medicală în ceea ce privește nutriția și dietetica. Noi vrem să venim ca o nișă, adresându-ne cu acest master nou pe care sperăm să-l putem iniția din toamnă. Deci urmează în să se întâmple, dar va fi prima... Corect, prima generație. Prima generație sperăm să fie din toamnă. Pentru la toamnă. Da, pentru că... Știți cum, de la idee, noi am pornit cu ideea anul trecut, am început să generăm o serie de planuri de învățământ, ne-am reîntors iarăși întrebându-ne ce competențe le dăm și cu aceste competențe ce ocupații vor putea ei să aibă mai departe cu acest master. Dezvăluiți-ne și noi, haideți să vedem. Bun, un absolvent de masterat pe nutriție și gastronomie la USAMV va avea următoarele competențe. Ce va putea face omul? El va putea, în primul rând, să genereze diferite programe de nutriție, va putea să dea consultanță în nutriție și în dietetică, va ști care este abordarea din punct de vedere tehnologic vis-a-vis de procesarea alimentelor la scară industrială, la scară tradițională și, cum ați spus, în casă sau la scară micro, dacă doriți. De asemenea, va face asociere... Dar nu putem să-i găsim într-o cârciumă, într-un restaurant? Ba da, am putea să-i găsim oriunde. Să spun, uite, corect, corect. Am putea oriunde să apelăm la un astfel de consultant. Acum, sigur că este foarte costisitor pentru un local, să zicem, să plătească probabil o persoană, dar dacă noi o să reușim să generăm doamna, și programe... Doamna doctor, dacă acel restaurant va înțelege că este o necesitate, un somelier și va te învață despre vinuri și în colaborare cu acest nutriționist gastronom, va ști să pună pe meniu un produs la care te poți duce în fiecare zi, corect, să spune să iei masa, dar să nu te întorci după 3 luni de zile de intrat în restaurant și ieșit cumva cu proporțiile nedorite, înseamnă că îl preocupă și îl interesează clientul cu adevărat. Foarte adevărat, da, și probabil că asta și dorim, să sensibilizăm și piața ca să înțeleagă că este o nevoie, o necesitate, nu numai de a vedea etichetele și de a le consulta și prețurile, sigur că suntem tentați să facem numai lucruri ăsta și să ne alegem alimentele în funcție de preț. Și este normal la nivelul de trai pe care îl avem. Dar noi venim cu o ofertă în plus. Vreau să mă duc la magazinul X și să știu că aș dori să-mi cumpăr azi alimente de 500 de calorii, să spunem. Pentru că atât am doresc eu să-mi cumpăr azi. Ce alimente îmi intră aici? Și aș dori să aleg din fructe, legume, probabil cereale, probabil batoane, probabil chiar și un dulce, de ce nu? Și atunci aș putea să întreb o persoană avizată, uitați, ce mi-ați recomanda decât să fac eu turul și să consum din timpul meu. Ar putea să-mi spună, vă indicăm asta, asta și asta, dar să fie legate de dorința persoanei, de cumpărător, în ceea ce privește calitatea și prețul pe care dorește să-l investească. Să-i poți oferi un pachet, vreau să cumpăr asta, ce-mi puteți oferi de lucru ăsta? Ceea ce ne povestiți dumneavoastră, un asemenea concept, e o inovație românească sau astfel de cursuri, astfel de calificări se întâmplă pe o piață educațională în exteriorul României? Se întâmplă în America, care au o mare problemă în ceea ce privește starea de sănătate vis-a-vis de nutriție, care încearcă să schimbe complet prin programe educaționale, programe de nutriție, nu numai cornul și laptele, ci efectiv introducerea unei mese și a unui program de zi cu zi, ceea ce nouă ne lipsește nu numai în școli, nu numai în universități, în mediul nostru economic, oriunde. Bănuiesc că și la dumneavoastră în televiziune nu aveți o pauză de masă, ceea ce ar fi normal să avem pauza de masă, de la 11 la 2 ore, am luat toți. Mâncăm în intervalul ăla, așa că faceți-mi recomandare.
Luăm pauză degeaba dacă n-am pus nimic de acasă. Nu, dacă... Nu, bine, sunt servicii de catering, probabil. Sigur. Probabil că și noi vom iniția alte servicii prin studenții pe care îi trimitem pe piața muncii. Bănuiesc că avem de unde să alegem în Cluj. Este totuși o ofertă destul de bogată. Totul este să cauți și să vezi ce anume ți se potrivește, pentru că unul probabil are hipertensiune sau are un antecedent legat de hipertensiune în familie și atunci, știind că este o persoană cu risc, va urmări să mănânce anumite alimente. Probabil o altă persoană, știu eu, este un tânăr în dezvoltare, are alte necesități. Altul merge la sală, consumă multe calorii, va trebui să-și adapteze meniul în funcție de necesitățile lui curente. Bun, haideți să vorbim puțin. Toți suntem în post, suntem cu câteva zile înainte de sărbătoarea Învierii Domnului. Nu știu, haideți să facem câteva... Deși sună așa, cumva, comercial. M-aș referi aici, sigur, la produsele de post care au invadat piața. Sunt așa o speculație, din punctul meu de vedere, nerușinată a acestei perioade, adică e o speculație comercială, evident, în care spune, uite, nicio problemă, nu mai mânca salamul de carne sau din ce ai făcut el, mănâncă salamul ăsta de soia, mănâncă jnițelul ăsta de soia, mănâncă tot felul de lucruri, nu că soia ar fi rea sau așa mai departe, însă mi se pare că, iarăși, cineva instrumentează un interval în comercial în favoarea lui. Mi se pare o șmecherie până la urmă, dar asta e viața. Oamenii trebuie să mănânce și câteodată atunci când nu au cultura suficientă încât să se hrănească singuri, cu bună știință, sunt împinși de la spate, sunt manipulați de asemenea politici, să zicem. Da, aveți perfectă dreptate. Piața este invadată de aceste produse. Dar cât de sănătoasă? Gândiți-vă puțin de ce este invadată. Pentru că românii, într-un procent foarte mare dintre ei, se declară ortodoxi, sunt ortodoxi și țin măcar o parte din post. Foarte bine. Măcar câte... Ceea ce este într-adevăr foarte bine. Ceea ce este mai puțin bine este, rugămintea mea ar fi doar să se uite odată pe etichetele acestor produse, pe ambalajele lor. Din păcate, la ora actuală și producătorii, din păcate, repet, fac rabat de la calitate și, într-un fel, s-au șmecherit, ca să spunem așa. Nu mai trec euri, trec probabil un nume de o substanță care ție ți se pare... Nu știi ce este, exact. Dacă nu începe cu E de la Europa, e foarte bun, adevărat, e ok. Foarte adevărat. Eu aș dori doar să urmărească monoglutamatul de sodiu, în câte produse apar, în câte mezeluri apar, în câte alte produse, chipsuri sau alte produse, pe care uneori din foame sau din dorința de a mânca, pur și simplu ești obișnuit cu un anumit gust. Să se uită puțin pe internet, pentru că acum multă lume are, sigur, nu știu exact televiziunea dumneavoastră cărui public țintă, dar bănuiesc că acum și populația rurală are acces la internet sau se poate informa de undeva. Și să întrebe ce este acest monoglutamat de sodiu, care o să vedeți că apare într-o serie de sosuri, de dressing-uri, de produse, chiar și în produsele de post. Sunt bune? Mă întrebați cine le-a testat pe un termen, pe o durată mai lungă de timp. Da. Acum, eu mă întreb, doamna doctor, eu mă gândesc așa atunci când și sunt personal un adversar al acestor produse, așa zis, de post. Pentru că mă gândesc cum au postit strămoșii noștri. Bunica, bunicul, străbunicul, nu mergeau la supermarket să spună, băi, ia și o rudă de salam de soia, ia și o pungă cu chiftele de soia. Nu e nicio treabă, adică ceea ce puneau ei pe masă nu este rea. Sigur că însă aia e așa deja, tocmai că s-au folosit de calitățile ei, să spunem. Și au spus, uite ce spunem noi pe masă, o bunătate. Strămoșii noștri n-au trăit nici cu soia, n-au trăit nici cu, nu știu, cu linte și cu alte culturi, că nu le aveau în obicei sau în exercițiu în grădină, da? Trăiau cu cele de Dumnezeu acolo, habar n-am. Trăiau cu răbdare și cu
abstinență mai cu seamă în acea perioadă. Cu rugăciune, probabil. Cu rugăciune care îți dă putere și te întărește până la urmă să-ți duci efortul ăla spiritual la capăt. Mâncau probabil nuci, probabil mere, probabil morcovi plantați nu de un an înainte și păstrați. Poame și tot felul. Și acum apar verdețurile astea, leurda, care este o plantă care este foarte consumată și este recomandată. Macrișul. Și care va să zic că aveau cu ce să își ducă postul la bun sfârșit, da? Și am avea și noi, dacă ne-am alocat timpul necesar. În bucătărie trebuie să mergi cu dragoste, să faci mâncarea respectivă cu dragoste. Nu trebuie să faci oale mari de supă și nu știu câte feluri. Trebuie să faci atât cât crezi că poți mânca în ziua respectivă, o porție mică, probabil. Niciodată de la masă să nu te scoli sătul și să simți că nu mai poți să te ghiftuiești cu alte cuvinte. Românul numai atunci zice, slavă, Domnule, din păcate, bine da. Din păcate, da, dar gândiți-vă că asta era în urmă, țin minte că eram mici cu fratele meu și spuneam că cea mai bună meserie în lume este să fii musafir, în urmă cu vreo 30 și ceva de ani. De ce? Pentru că la noi veneau musafirii și se puneau pe masă platouri, se făceau trei feluri de mâncare, ceea ce în mod normal nu prea aveam timp să mâncăm noi așa. Și atunci ne-am zis, noi, asta e cea mai bună meserie, da. Atunci era probabil ceva care putea fi fezabil cu stilul de viață. Mergeam mai mult pe jos, mergeam chiar foarte mult pe jos. Efort fizic, munca câmpului și mai departe. Corect. Sigur că acum da. Însă toți sau majoritatea dintre noi stăm la televizor foarte mult, ne alocăm timpul să citim un ziar sau poate pur și simplu să stăm puțin pe internet, să mai căutăm informații sau, nu știu, am devenit foarte comozi. Avem mașinile noastre, coborâm din bloc, ne urcăm în mașină, dacă trebuie să mergem până la colț după pâine, uneori ba, mai lasă-mă, ba, du-te tu pe rândul tău, ba, eu nu mai mă duc. Mai stăteam și la cos și, mă rog, deci era cu tot o altă lume în care ne consumam această energie. Acum nu ne consumăm, din păcate, fizic. Și atunci ar trebui făcut un schimb din asta sau o schimbare de mentalitate și să conștientizăm fiecare că ar trebui să ne schimbăm puțin și stilul de viață. Și da, să... Doamna doctor, da. Nu e straniu că iată, 24 de ani consumați de la momentul ăla de răscruce. La nivel de mentalități nu s-au schimbat, domnule, nu ne-a schimbat, domnule. Corect. La nivel de comportament, de consum și mai departe, ne-a schimbat radical. Radical, adică, corect. Băi, da. Oameni buni, la comodități le-am îmbrățișat imediat. Corect. Tot ce înseamnă a bălti e potrivit pentru felul nostru de viață, nu? Însă la nivel de mentalitate fundamentală și ideologică și de viață, greu. Greu ne mișcăm acolo. Și spunea Andrei Pleșu la un moment dat, probabil că dacă ne-au trebuit 50 de ani să ne îndobitocim, cu siguranță măcar atâta ne va trebui să facem drum undărât. Că aveți copii, vă întreb eu. Da, sunt rămâna. Doi copilași. Unul de 13 ani și da, unul și de 4 ani. Și n-ați observat că au cu totul altă mentalitate. Noi le alterăm în timp, probabil, dar ei vin cu un alt tonus, vin cu o altă mentalitate, cu o altă deschidere spre viață și spre ceea ce ar trebui să însemne și mâncarea și stilul lor de viață. Și... Adică apreciați ca fiind pozitivă mentalitatea lor și da, deschiderea lor spre... Eu da, spre lumea spre care ne îndreptăm. Și noi... În loc să le facem bine... Exact. Noi le agățăm niște bolovani de picioare. Sper că copiii mei dorm la ora asta, eu... să înțeleagă că le dau sfaturi proaste, le fac recomandări nepotrivite, ceea ce nu-mi doresc să înțeleagă eu, legat tot binele din lume. Nu asta vreau să spun. Vreau să spun că sigur că societatea în care trăim noi și educația pe care le oferim, din păcate, ne încorsetează și ne introduce niște... ne învață că așa ar trebui să fim. Așa ar fi bine să mâncăm, probabil, și asta trebuie să facem. Ca și când noi știm lucrurile astea. Lasă să mănânce și dintre aia și dintre aia și dintre aia. Lasă să mănânce bine. Corect. Dă-i copilului să mănânce, corect. Nu vezi că e palid. Dar el simte ce trebuie să mănânce. El chiar simte și sigur că e ușor unui adică, copil care plânge. Adică, sugerați acum să
dacă vedem un copil că nu vrea carne, că să nu vrea, forțăm. Să nu-l forțăm. Exact. Să-i dăm ceea ce dorește să mănânce, dar sigur, să avem grijă, să nu îi introducem. E foarte ușor să vină bunicul, bunica sau o mătușă sau o rudă sau un prieten și știu eu de sărbători să-i aducă o cutie de ciocolată și dăm copilului cutia de ciocolată. Nu este bine asta. Îl înveți cu ceva dulce și creezi o dependență în organism. Te duci la Mac. Te duci la un fast food. Ok. Da. Te duci undeva. Sau la concurență, na. Da, în fine, te duci undeva unde spui, domnule, uite, îi organizăm ziua, ce frumos, petrecere, nu mai consumăm acasă, nu ne mai enervăm acasă și ce bine e acolo. Dar copilul începe să își dezvolte niște dependențe alimentare, niște sensibilități, pentru că astea sunt, de fapt, dacă toți o să spună, și dumneavoastră probabil spuneți, cum gătește mama, nu mai gătește nimeni, nu? Chiar dacă ați încercat să repetați aceeași rețetă, nu v-a ieșit niciodată. Nu, și cum se traduce asta? Ce înseamnă? Asta înseamnă cultură, înseamnă educație, înseamnă mediu și înseamnă că în noi s-a întipărit, exact ca într-un program, avem acolo undeva setat anumite gusturi care ni s-au format în timp. Și asta cum e oare? Fi bine, o fi rău? Depinde de fiecare persoană. Poate să fie foarte bine, depinde, dar... Dacă ai avut noroc de o mamă înțeleaptă care știu să gătească cât mai lău, așa, cât mai... Depinde. Depinde foarte curat, mult. Mai, Eu recomand să se gătească acasă. Recomand oricui să meargă cu drag în bucătărie. E foarte greu. Și mie mi-e foarte greu. Vă spun sincer și prefer și câteodată și spun siliți? Soțului cum meu... Cum vă mânați până în bucătărie? Nu întotdeauna reușesc. Întotdeauna. Nu întotdeauna reușesc, pentru că programul, din păcate, nu mi-este deloc organizat. Ar trebui să am un program. Bun, e ușor să spui, du-te în bucătărie și fă cu dragoste ceea ce faci. Când ajungi la 8 seara acasă, nu-ți mai vine să vezi pe nimeni, nu? Ai închide tot și ai spune, domnule, ce-am în frigider, să iasă tot pe masă și nu mă am mai opresc. În vedere ora la care ajung și eu acasă, îmi vine să pun un anunț pe... Tocmai pe Mro sau pe Mercador, nu? Vând bucătărie, echipată, mobilată. Ba nu, frigiderul mai întrebă, că da. Câteodată mai ajungi țisete când ajungi acasă și mai apelezi la o sticlă cu apă. Da, e complicat. Mine. Există teorie, așa cum ați spus. Există diferite concepții. Suntem în post, în ultima săptămână din post. Nu o spun eu, au spus-o foarte mulți nutriționiști, o susțin și este dovedit. Perioadele de post sunt necesare organismului pentru că se face și detoxifierea pe lângă alte lucruri. Și o detoxifiere, doamna doctor, haideți să spunem lucrul ăsta, că lumea crede că numai te detoxifici așa fizicalmente vorbind. O detoxifiere a corpului înseamnă o detoxifiere a gândirii, Corect. A simțirii, a sufletului. Corect. Deci cine Corect. Crede că abținându-te de la anumite mâncări sau reducând ingerința asta în organism, nu faci decât să slăbești o leacă, se înșală amarnic. E prost, ca să zic așa, între ghilimele. Prost însemnând simplu. Adică gândește simplist. E mult mai mult. Până e la urmă. Mult mai mult. E ca și trecutul ăla prin apă. Că zici, bă, n-am exact. Să pun să mă spăl. Bă, dar trec prin apă și tot mă curăț cumva. Și curățenia aia o simți ca o refreșare așa și spirituală și fizică. Da, așa este. Pentru că o mâncare mai ușoară te face... Nu știu, realmente te poate face să simți altfel și e o perioadă deosebită. Cum ați spus, nu e numai mâncarea, nu este numai renunțarea la ceva, ci este pur și simplu un exercițiu, probabil, pe care ar trebui să ne-l impunem toți din când în când, în perioadele de post măcar, ca să putem să, știu eu, să fim un pic mai, să ne simțim puțin mai bine. Sau mai și un aproape test al libertății de personale, noi. Al dependenței, nu-i așa? Corect. Adică sunt la cheremul unei hălci de carne sau sunt liber? Atunci sau când eu, da. Nu ești liber, înseamnă că da. Ți-a trecut așa ca la Tom și Jerry prin dreptul nărilor un miros de friptură și deja tu galopezi în direcția respectivă. În loc să te abții, să spui, bă, nu, pentru că dispun de mine. Bun, haideți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Mi-aș dori să vorbim puțin și despre dietele astea împărțite, diete la modă, să spunem. Vin unii și ne vorbesc de o dietă pe sex, adică nu se potrivește la bărbat ca și la femeie, nu se potrivește la unul care are o vârstă
mai înaintat, la unul care e mai tânăr, la unul care, nu știu, trăiește într-un anumit ritm și altul în alt ritm. Hai să clarificăm un pic, adică dintr-o dată e atât de complexă povestea asta a dietelor, adică nu putem să facem, cum să zic eu, un îndreptar pentru lume privitor la dietă? Este destul de greu să faci. Sigur că se pot clasifica populațiile și se pot da recomandări pentru diferite populații. Populații, mă refer la un grup mai mare de oameni care trăiesc într-o locație, care au aceleași obiceiuri alimentare, au cam același venit și, bineînțeles, că au aceeași educație, aceeași cultură și același stil de viață. Este mai ușor în sensul ăsta, să dai niște recomandări. În schimb, dietele pot să fie foarte diferențiate de la persoană la persoană și, într-adevăr, poți să mergi să o diferențiezi foarte mult. Depinde, știu eu, de fiecare dintre noi în ce dăm un mai mare interes persoanei noastre și automat ne cunoaște mai bine și atunci putem să vedem că avem nevoi diferite de la persoană la persoană. Și așa cum ați spus, sigur că după o anumită vârstă se modifică metabolismul, se modifică arderile în organism, se modifică stilul de viață, stresul și toate astea la care suntem supuși. Și atunci, sigur că și alimentația ar trebui să se ajusteze într-un fel, cu stilul nostru de viață. Da, dacă noi, doamna doctor, dacă noi umblăm la școală, copiii noștri umblă la școală, adică se duc la școală, nu că umblă numai, da? Și nu găsești, mi se pare fundamental, într-o școală, povestea asta de educație, care educație în sensul ăsta înseamnă lungimea zilelor, sănătatea aceea de toate zile, înseamnă prevenție, înseamnă nu doctorului, să zic așa, adică nu ai ce să-l întâlnești pe doctor decât, Doamne ferește, dacă se întâmplă un lucru mai grav. De ce nu punem preț pe povestea asta? Adică de la, nu știu, din clasa 1-a, 2-a, te învață cum să treci strada, dar nu te învață cum să te păzești de alți dușmani mai perfizi până la urmă decât dacă stați să vă gândiți puțin, nu? Orele de sport s-au tot redus. Copilul când vine acasă și spune, nu am chef să merg la sport. O motivare, nu? Să-i spui nu? Profului că nu și este să... perfect. Și noi renunțăm. Noi îi permitem lucrul ăsta pentru că, știu eu, spunem, da, într-adevăr, poate copilul nostru merge la un sport sau dacă nu merge, are o altă pasiune și atunci trebuie să îi recuperăm ora aceea care, chiar dacă nu mă sare sau mă ridică mâinile sau face niște exerciții, pentru el înseamnă foarte mult, înseamnă fizic foarte mult. Da, dar îi spune cum să mănânce, adică îi spune, uite, da, inclusiv de la ai cultiva respectul sau prețuirea față de un produs local, un produs, cum să spunem, care se produce, să mă repet, în proximitate, adică nu l-aduc din Spania, ci l-aduc din grădina lui Ion. El. Dacă grădina lui Ion foarte furnizează corect pe piață, da, lucrul ăsta, cultivă-l, învață-l pe acel copil să-l aprecieze, să-l cumpere cu prioritate corect față corect de un alt produs, arătându-i beneficiile unui produs matur, copt, nu o roșie luată verde, că asta trebuie să știe lumea. Roșiile astea pe care le cumpărăm, roșii de data asta, nu? La culoare din supermarket, au plecat de pe ramură verzi. Deci nu, okay, să nu vă imaginați că l-a văzut cum arată roșiile roșii în sera lui din Spania, ci s-au copt pe traseu, pe drumul ăla. Sunt până aproape veșnice, chiar mai durabile decât noi câteodată o să ajungă această, da, mâncare. Deci, da, despre asta e vorba. Da. Sunt lucruri care țin de educație și până la urmă, da, țin de prevenție, de o națiune care poate programe, fi sănătoasă. Trebuie programe, în Occident strategii. Se întâmplă lucrul ăsta. Se întâmplă. Dovadă că există un viraj semnificativ al populațiilor de acolo. Uitați, spre produsul eco, spre produsul obținut în condiții. Televiziunea dumneavoastră probabil veți fi în stare să faceți o revoluție a conștiinței care nu am avut-o în 89, probabil că ar fi momentul, la un moment dat, să avem și această
revoluția conștiinței în fiecare dintre noi și să ne dăm seama, să cerem statului, pentru că totuși plătim niște taxe, ca aceste, o parte din aceste taxe să meargă în lucruri pe care noi, ca și populație, le considerăm fundamentale. E inadmisibil să vezi dălea scris pe etichetele de țigări, fumatul dăunează grav sănătății. Nu e inadmisibil, e admisibil și e bine că a fost admis, însă e inadmisibil să nu se vorbească despre faptul că dacă fumatul, alcoolul și alte vicii de genul ăsta dăunează grav sănătății, și o alimentație nepotrivită dăunează constant, așa, picătura chinezească, corect, foarte grav sănătății. Ori despre lucrurile astea nu se vorbește, e așa ca o taină, ca un conclav al marilor producători de alimente pe planeta asta, de semințe modificate genetic, de pesticide și așa mai departe. Deci să nu vezi în programele școlare educație în spiritul ăsta, mie mi se pare împotriva umanității ceva, și anume o crimă. Ori știm cu toții, pe măsură ce, să zicem, confortul, bunăstarea națiunilor crește, a doua industrie care crește pe lângă cea militară e cea a medicamentelor. De ce? Pentru că trăim într-o lume care nu e responsabilă de primii pași pe care îi face, și anume de direcția în care se duce. Încearcă ea mai târziu, după ce îmbogățește pe unii și pe alții, să mai repare ceva, să mai cârpească o sănătate devenită precară. Vreau să mai spunem câteva lucruri, pentru că ne apropiem de final. Poate să ia omul ca, cum să spun eu, ca un avantaj sau un dezavantaj faptul că se naște într-un spațiu geografic sau altul. Mă gândesc aici, vă provoc să faceți o comparație între și culturi gastronomice, dar generate până la urmă de situarea, nu știu, pe malul unei mări sau în vârful unui munte. Știm cu toții, dacă nu mă înșel, cei mai longevivi pe planeta asta erau niște greci, trăiau într-o insulă în care nu prea vedeau vaca și boii decât la televizor, eventual, și care trăiau foarte mult și trăiesc foarte bine. Cât de tare influențează, doamna doctor, toposul, cultura gastronomică, longevitatea unei națiuni? Foarte mult, foarte mult o influențează și au fost studii multe făcute de-a lungul timpului și s-a comparat dieta mediteraneană. Eu am trăit, am avut acest privilegiu să stau un an în Creta și să locuiesc acolo, să studiez acolo și să văd stilul lor de viață. Într-adevăr... Păi nu ne-ați anunțat când ați plecat, deci v-ați mers așa fără să ne chemați să facem acest studiu public cu un documentar video. A fost de mult. Noi de mult lucrăm în televiziune, să știți. În urmă cu vreo 14 ani. E perfect. Da, deci a fost chiar la începuturile activităților mele în USAMV. Am avut acest privilegiu să beneficiez de o cursă și am stat acolo un an de zile. Nu numai că am stat, am văzut stilul lor de alimentație. Consumă foarte mult ulei de măsline, consumă multe salate, consumă multe paste, legume, fructe, mâncăruri din acestea în care își pun în permanență ulei de măsline. Eu nu înțelegeam de ce era, mă rog, la campusul unde stăteam, era bucătăria respectivă, era sub formă de autoservire. Și la sfârșitul liniei era un bidon mare, un rezervor mare cu ulei de măsline, cu robinet. Ei își puneau ulei de măsline pe mâncare. Noi ocoleam ulei de măsline pentru că nu înțelegeam. De asemenea, ei aveau avocado în fiecare dimineață, la micul dejun era avocado, te puteai servi, puteai consuma. Noi nu aveam, atunci nici nu știam ce este avocado, ni se părea fad, ni se părea insipid și așa mai departe. Înseamnă foarte mult, într-adevăr. Deci unii, să zicem așa, prin datul natural sunt predispuși la o viață mai lungă, fiind lipsiți de alte resurse, mănâncă ceea ce le-a dat Dumnezeu acolo, de la fructul ăla de mare. Și sau... noi am putea mânca ceea ce ne-a dat noi, Dumnezeu, nu? Pentru că și noi avem mere, avem pere, avem prune, care sunt extrem de bune, de extrem de sănătoase, nucile sunt extrem de sănătoase. De asemenea, ceea ce putem noi cultiva în grădină, știu eu, ce se cultivă în grădinile fiecăruia, dar probabil... Adică sugerați vegetalul înaintea animalului sau ce ne spuneți? Cum sunteți? Cum vă poziționați în raport cu o masă tradițională românească, spunem noi, nu?
Da, din păcate o masă tradițională românească în ziua actuală la un om modern care, știu, o face probabil o oră de mișcare fizică, că se duce și își deschide mașina și o închide și urcă scările până la etajul la care e, din păcate o masă tradițională românească în ziua de azi nu mai este nu se mai potrivește cu stilul meu de viață. Eu asta aș spune. Sigur, dacă m-aș duce și aș săpa măcar un strat în grădină și aș pune niște ceapă sau niște roșii sau o plantă, o floare, dacă asta îmi face mie plăcere, atunci aș putea să vin să iau acea masă tradițională românească. Dar dacă nu mă duc în grădină și nu fac anumite mișcări, nu mă duc cu bicicleta pentru că e traficul cum este sau alte lucruri, nu fac efortul acesta fizic, efectiv, mișcarea, masa tradițională românească nu se mai justifică. Trebuie amânată, ca să zic așa, nu? De la o anumită vârstă, probabil că ar trebui radical schimbată. Să luăm roșiile de la bunica din grădină când se vor face, da, sau doctor, ceapa. Spuneți-le românilor care vorbesc așa și le spui, domnule, nu mai face masa aia atâta de abuzivă din punct de vedere culinar, așa. Fă o masă mai, așa, mai frugală, mai... Din păcate, domnule, n-are saț, adică da, e nesățioasă. Exact. Sațul ăsta, cum să spun eu, ce-i cu sațul ăsta? Dar asta fiecare persoană trebuie să ajungă la punctul la care să realizeze că pentru el probabil altceva este bine să mănânce în acea noapte festivă, chiar festiv să mănânci, dar nu mâncăruri grase, ci cu spiritul mai mult. Ce puneți pe masă, să zicem? Haideți să dăm un exemplu și închidem apoi discuția, pentru că suntem la final, într-o astfel de noapte de înviere. Pentru că de obicei românii se duc la înviere și după aia se duc la... O să am, desigur, ouăle roșii, o să am probabil pasca, care este tradițională, dar o să am salată. Salată. Și vorbesc foarte serios, salată, sigur îmbunătățite, cu un pic de pui, probabil. Un pic de ton. Sunt pic atâtea de ton, variante, da, nu? Dacă chiar doresc și carne, da. Mm-hmm. Doamna doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru bunăvoință. Promiteți-ne că o să facem așa un obicei din a discuta despre aceste lucruri, pentru că încă o dată socot că unde e educație, e șansă de schimbare. Nu ai educație, ai citit o singură carte și crezi că ai învățat totul, ești într-o mare primejdie. Și cartea asta, de obicei, nici nu mai citim, ne-o povestesc alții. În general, o găsim pe referate.ro și zice, băi, destul, ce mai pierd o vreme acum cu poveștile lui X sau lui Y. Asta e pericolul de a rămâne needucat și de a-ți periclita până la urmă propria sănătate. Nu mori. Cei mai mulți care mor nu mor loviți pe trecerea de pieton sau în trafic. Cei mai mulți mor din propria lor neglijență, din propriul lor stil de viață. Un stil de viață în care poți să fii asistat, poți să fii învățat cum să ieși bine din toate capcanele astea culinare și ale gustului exacerbat pe care îl propun, nu? Mărfurile astea, să spunem, din comerț, pentru că sunt mărfuri înainte de toate, nu sunt alimente, nu sunt acele medicamente pe care le propune Hipocrate atunci când punem în farfurie. Puneți în farfurie leacuri, medicamente și o să trăiți cât cretanii ăia și alții din alte insule grecești. Mult și atențiune, cum v-a spus domnul tovarășul Traian Băsescu, și bine pe deasupra. Cam atât pentru astăzi. Mâine seară ne întâlnim din nou. Avem Școala de Afaceri AgroTV. O să aflați iarăși o idee cât se poate de interesantă, de prietenoasă pentru cei care doriți să vă inițiați, să spunem, în antreprenoriatul personal. Așa că vă așteptăm alături de noi. Până mâine, cele bune, Doamne ajută!